Florește rapița. Numai că problema e că e foarte mică. Deci înflorește din cauza secetei. Ia. Martie. N-am mai văzut așa repede înflorit, așa în 21 martie. Nu mai știu. Dar asta începe, asta în 5 zile, într-o săptămână e galbenă tătă, dacă continuă căldura tot așa. Da. Mai lascut. Masculii, dar femelele sunt urmă rău, încă pe parcela asta încep și femelele. Dar aici femelele, ia uite. Nici până la genunchi nu sunt. Păi nu sunt, până la genunchi nu sunt, sunt un pic mai sus de glezna. Și masculii sunt floriți. Uite că în mijloc o tuns masculii. Îi tunde ca să înflorească încă o dată masculii. Și aici o tuns pe margine. Iau tot, 3 rânduri. Apoi putea să le tundă pe tăție. Până vin femelele. Dar na, cât e înflorit pentru albine, când e cald afară, sigur vin și culeg, cel puțin polen, dar poate și nectar. Așa. Mai avem și aici o parcelă. Ia uite. Astăzi am văzut primii cireși care dau semne, care au câte o floare înflorită. Rapițoi, da. Cât vezi cu ochii, numai rapiță. Hai să mergem pe aici. Activăm 4x4 și o luăm pe aici, pe lângă rapiță. Normal, drumul e pe acolo. Vreau să vin să văd aici. În stupina asta am lucrat când era un grad afară. Atunci le-am pus turtele. Uite corcodușul, ce-o mai rămas de el. Liandru ăsta. Și sus iarăși corcoduș. Iarăși corcoduș. Ăsta e cam gata.